bine v-ați întors pe acest canal de beauty. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre problematica acnei, pentru că probabil până în acest punct suntem de acord cu toții că aceasta ne afectează nu neapărat doar la nivel estetic, cât și la nivel psihic, pentru că dacă un prieten refuză să ne mai fie prieten pentru că avem niște bubițe pe față și fie vorba între noi, nici măcar nu merită să se mai numească prieten, acest lucru o să ne afecteze cumva psihic și e nevoie să tratăm această acne. Și în acest sens m-am gândit să fac un video în care să vorbim puțin despre 3 ingrediente de bază care ar trebui să existe în produsele antiacneice, pentru că am văzut că foarte multe dintre voi mă întrebați ce anume aș recomanda și foarte multe dintre voi alegeți aceste produse doar pe baza faptului că pe etichetă scrie acne free sau alte chestii de genul ăsta. Și adevărul este că această categorisire a produselor bune de acne contra celor mai puțin bune trebuie să fie făcută cu ceva mai multe informații decât eticheta pe care este scris numele produsului. Acum că v-am spus despre aceste 3 ingrediente care ar trebui să se găsească pe eticheta produselor, s-ar putea să spuneți, bine, bine, dar eu nu știu exact care sunt absolut toate ingredientele de pe lista aia, nu știu ce înseamnă. Nu e nicio problemă, nimeni nu știe de la început, trebuie pur și simplu să le căutați pe internet, există tot felul de dicționare pentru ingrediente și v-am lăsat și eu un link în descriere. Dar ce trebuie voi să știți este că un produs antiacneic are în componența sa, pe lângă multitudinea aia de ingrediente, 3 agenți foarte, foarte importanți care fac practic toată treaba, iar restul ingredientelor sunt acolo omenite doar să ajute acest proces ca noi să-l putem îndura ceva mai ușor. Întâi de toate avem nevoie de un antibacterian care să localizeze pustula cu bacteria și să o vindece. Cel mai cunoscut antibacterian în acest sens este benzoic peroxid, care este foarte cunoscut în state și apare în foarte multe medicamente de acolo. Produsele antiacneice de la noi folosesc antibacterieni similari, cum ar fi piroctonolamin, tocmai din cauza acestor restricții. Așadar, antibacterianul își face treaba, însă el are nevoie de un agent cell-communicating. Iar aici putem să vorbim despre retinoid sau retin A, care ajută la procesul de regenerare a celulelor sănătoase ale pielii. Retinolul este molecula de vitamină A, care are forma cea mai concentrată, care te va ajuta să combați acnea, însă există și alte ingrediente similare, cum ar fi, de exemplu, niacinamidele. Și, în final, al treilea ingredient care trebuie să-l urmărim în aceste produse este exfoliantul chimic, care ajută în a curăța pielea de toate celulele moarte sau bacteriile pe care antibacterianul le scoate la suprafață. Și aici putem să vorbim de agentul AHA sau BHA. Agentul AHA este un exfoliant chimic pentru tenul uscat, iar BHA pentru cel mixt sau uleios. Și o să vedeți că în produsele antiacneice o să găsiți mai degrabă agenți BHA, pentru că de obicei acnea se întâmplă sau apare, mai bine zis, la persoanele cu ten gras. Dar în cazul în care nu recunoașteți AHA sau BHA sau vă este greu să vă uitați după aceste ingrediente, puteți să vă uitați după clasicul acid salicilic, pentru că ăla probabil este super des întâlnit cu foarte multe produse antiacneice și sigur l-ați recunoaște dacă l-ați vedea pe o etichetă. Așadar, vedeți că în lupta cu acnea aveți nevoie de 3 prieteni de nădejde. Bineînțeles că aceste ingrediente, în funcție de dozaj și de alte combinații cu alte ingrediente pe care le veți găsi în toate cremele antiacneice, e posibil să vă apară cine știe ce roșață, dar chestia asta se întâmplă frecvent, e o chestie pe care trebuie să o suportați o perioadă foarte scurtă de timp și nu vă faceți griji, pentru că atunci când aveți tratamentul corect și folosiți și puțin SPF pe parcursul zilei, o să vedeți că se vor curăța toate. Toate ingredientele de care am vorbit mai devreme se găsesc și în acest produs care se numește Effaclar Duo Plus de la La Roche-Posay. M-am decis să fac acest video pe baza ingredientelor pe care el le are, tocmai pentru că eu l-am avut în trecut pe acesta și m-a ajutat destul de mult cu acnea acum aproape 2 ani de zile, cred. Dar mai ales pentru că cei de la La Roche-Posay i-au schimbat lista ingredientelor, au o formulă nouă și m-am decis să-l testez și eu. Adevărul este că un asemenea tratament va corecta zonele afectate, însă pentru a preveni ca pe viitor să nu care cumva să mai aveți alte probleme, trebuie să-l folosiți constant, să zic așa. Eu îl folosesc cam la 2-3 seri atunci când nu am probleme pe față, pentru că vreau să mă asigur că toată zona este dezinfectată, să zic, înainte să mai folosesc machiaj sau alte produse de genul acesta. Dar în cazul în care, să zicem, că mă trezesc cu un safir nepoftit, am să folosesc acest produs doar pe zona respectivă unde am nevoie, pentru că mă ajută foarte tare și ambalajul, care este destul de pointy și destul de specific, astfel încât să ar
ating doar bubița respectivă. L-am văzut și pe la voi prin comentarii, foarte multe mi le-ați recomandat încă dinainte să îl descoper eu acum mult, mult timp și am văzut că multe dintre voi încă nu mai folosiți și sunteți tare mulțumite de el, așa că vă dați seama că a crescut foarte mult credibilitatea lui chiar și în ochii mei. Mi se pare că ăsta este o variantă foarte bună de încercat acasă. Dacă l-ați avut în varianta trecută și v-a plăcut, ce ar fi să-i acordați o șansă și acum, pentru că probabil o să vi se potrivească din nou. Și dacă, să zicem că nu v-a plăcut data trecută sau ceva din el nu v-a mers foarte bine, îl puteți încerca pe acesta pentru că v-am zis are o variantă nouă. Și în varianta asta nouă are niște ingrediente îmbunătățite care vor reduce efectul ăsta de piele inflamată sau de roșeață pe care multe dintre voi probabil că l-ați observat atunci când ați decis că nu vi se potrivește. Deci, dacă n-am mers de prima dată, cine știe, poate aveți noroc și îl veți agrea a doua oară. V-am zis, este un produs super ușor de luat în farmacie, nu aveți nevoie de rețete, nu aveți nevoie de nimic altceva, așa că dacă sunteți cumva într-un moment din ăla de disperare în care nu mai funcționează nimic, puteți să-l încercați și pe ăsta, dar de altfel știți foarte clar că eu vă recomand să mergeți la un dermatolog și să vedeți acolo exact care sunt toate problemele. Dar referitor la vizita la dermatolog pe care vă sugerez foarte tare să o faceți, să știți că anul trecut am avut o discuție cu un dermatolog, un psiholog și un nutriționist pe subiectul ăsta cu acnea și dacă vă interesează vreunul dintre videoclipuri, vi le-am lăsat jos în căsuța cu descrieri. Mi se pare super important să vorbim despre acne și să șeruim împreună aceste experiențe pe care noi le avem, pentru că deși această boală se manifestă prin câteva bubițe pe față, unele mai mari, altele mai mici, este uimitor ceea ce face psihicul nostru și este uimitor cum ne afectează relațiile interpersonale. Deși totuși, dacă am un prieten care nu o să mai vrea să fie prieten pentru că eu am o bubiță, așa cum am zis și la începutul clipului, să știți că nu e deloc pierderea mea. Dar, na, e o chestie de estetic și ar trebui să vorbim nu doar cum să ne înfrumusețăm, ci și cum să ne tratăm problemele. Gata, nu vă mai țin, vă pup și mulțumesc tare mult pentru vizionare! Pa!